Am revenit la Observator. Alexandru are 13 ani și aproape tot atâția de suferință. Pe când avea 2 ani, a fost diagnosticat cu cancer de gradul 4 la rinichi. S-a tratat în Franța, unde o minune a făcut ca el să poată fi salvat. Însă nu a fost nicio clipă considerat vindecat. Boala putea să-l trimită în orice clipă pe Alex înapoi în spital. Și asta s-a și întâmplat. În urmă cu 2 săptămâni, puștiul premiant a fost dus de urgență cu o ambulanță aeriană în Turcia, unde a început o nouă luptă. Îi stau alături părinții, 2 sportivi de performanță care nu vor să renunțe la bătălie. Toți 3 au nevoie de noi. Puteți dona 2 euro prin SMS la numărul 8848. Prin această donație, alimentați fondul de solidaritate al campaniei Vreau să ajut, din care se vor putea acoperi nevoile medicale ale lui Alexandru, dar și ale altor copii. Nu știu ce dată e azi, dar știu că e duminică, ora 4 dimineață. Nu știu de când nu am mai dormit, dar știu că nu am voie să dorm. De ce? Pentru că piticul are nevoie de mine, spune tatălui Alexandru. De 11 ani, Florin și Elena Ene, sportivi de performanță și părinți, duc cea mai grea bătălie a lor. Alex, fiul lor, avea 2 ani când s-a îmbolnăvit de cancer la rinichi. Depistat destul de târziu, avea și metastaze osoase. Medicii români nu i-au dat copilului nicio șansă la viață. Disperați, părinții l-au dus pe Alex în Franța, la spitalul Gustave Roussy, unde băiatul a fost operat și salvat. În 2006 a fost diagnosticat cu neuroblastom stadiu 4 pe glanda supravenală dreaptă. Atunci a făcut nenumărate ședințe de citostatice și vindecarea completă a venit din Franța, unde am ajuns cu bunăvoința multor oameni de suflet. Doctorul francez, o somitate a lumii medicale oncologice, i-a avertizat pe părinți că Alex riscă oricând un cancer secundar. Au trecut mai bine de 10 ani de la avertizment. În tot acest timp, Alexandru a încercat să crească la fel ca un copil normal. A mers la cursuri zi de zi, învață la școala gimnazială Vasile Alexandri din București și în vara asta a terminat clasa a 6-a cu premiul 1. Și tot în vara asta cerul s-a prăbușit iar peste familie. Alex nu și-a mai simțit trupul de la piept în jos. Aici, acasă, nu există nici soluție medicală, nici speranță. La Istanbul de 2 săptămâni. Am ajuns cu Alex, piticul meu, în ambulanță pentru a fi operat la coloană. Ajunsese aproape paralizat, nu mai putea nici ca picioare. A fost extirpate nenumărate tumori, s-a fixat vertebra, 4 șuruburi. Și am început recuperarea. Din păcate, va fi o luptă lungă. El nu este la prima bătălie pe care o duce. Medicii turci au confirmat că neuroblastomul îi dă iar bătăi de cap lui Alex, iar puștul îndură orice pentru viața și pentru părinții lui. Vă scriu ca să mă eliberez, nu ca să mă vait. Iar m-a chemat piticul și îmi place. Dar, de multe ori, nu îmi plac întrebările lui. Nu îmi place când mă întreabă, mami, cu ce am greșit eu? Am 13 ani și m-am născut de 3 ori până acum. Mie îmi place când îmi spune, mami, ești fericită? Cât de mult mă iubești? Îți place că sunt curajos și este cel mai curajos. Alex se luptă cu dureri insuportabile, dar nu cedează. Mai are un drum lung de urmat în clinica din Turcia, unde va sta cel puțin încă 2 luni. Analizele patologice au arătat că tumorile sunt tot provocate de neuroblastom. Vă rugăm să ne ajutați. Avem nevoie, multă, multă nevoie de sprijinul vostru. Piticul meu trebuie să redevină uriaș. Puteți contribui la fondul de solidaritate al campaniei Vreau să ajut, donând 2 euro prin SMS la numărul 8848, număr pus la dispoziție de Orange, Telecom România Mobile și Vodafone pentru campania Vreau să ajut, sau sunând la numerele afișate pe ecran din rețeaua Telecom, rețeaua de telefonie fixă. Aceste numere sunt alocate gratuit campaniei Vreau să ajut. Puteți dona 3, 5 sau 10 euro. Din fondul de solidaritate al campaniei îl putem ajuta pe Alexandru, dar și pe alți copii. Puteți dona și nominal în conturile fundației Mereu Aproape, deschise la BRD, în lei și în euro. Românii din străinătate pot contribui la salvarea lui Alexandru online sau prin PayPal menționând numele lui. Orice sumă contează. Când știi că un copil are nevoie de ajutor, este bolnav și nu are bani de tratament, îndrumă-i părinții către fundația Mereu Aproape sau spune-ne direct.